Fata cu părul de foc, cu numele real Anca Magdalena Mircea, și-a dedicat viața muzicii și spectacolelor, fiind una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică ușoară din țară. Cântăreața, compozitoarea și instrumentalista Mădălina Manole s-a născut pe 14 iulie 1967 la Vălenii de Munte, în județul Prahova, însă s-a stins din viață la aceeași dată cu 43 de ani mai târziu. Lăsând în urmă o carieră de succes, artista și-a pus capăt zilelor mult prea devreme, înghițind un pesticid foarte toxic numit furadan, iar decesul a survenit în doar câteva minute. Totul s-a petrecut la numai câteva ore după ce artista a părăsit un studio unde a efectuat o repetiție muzicală. Și astăzi ne amintim câteva dintre cele mai cunoscute melodii ale cântăreței, precum Vino, Dragostea mea, O floare pentru mai târziu, Asta e doar viața, Te-am văzut, mi-ai plăcut, Fată dragă, Vreau să te uit, Nu ești chiar un înger și să nu mă minți. Let's go.